Nu era chiar atât de bătrân. Putea să mai trăiască, dar dacă așa a vrut Dumnezeu și l-a luat, s-a dus după sorioara mea, săracu. Și eu ce mă fac acum? Mamă, nu mai am, tată, nu mai am. Gata. Stai liniște, că sunt pe lângă tine. Tu ești sora mea mai mică și te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc mult pe tine. Părinții noștri nu mai sunt. Așa că eu o să fiu ca și mama ta. I-am promis lui tata că o să am grijă de ea. Și aș vrea să o luăm la noi. La noi? Ah, bună! Bună! Ce mișto miroase! Da. Ce-ai făcut? Ai gătit? Da. Păi nu ți-am zis să nu gătești, că noi în casă nu gătim? Păi am vorbit cu sora mea și am zis să vă gătesc eu ceva. Mă, poate vă că miroase bine și chiar mi-ai făcut poftă. Bravo, îmi place! Ai tot felul de calități. Mai știi și alte mișcări așa? Să știi că nu se vede rău. Nu, îmi place. Sunt impresionat. Tu mai bine îi pune mâna și ai învățat pentru bac. Da? Ca să nu ne facem de râs în fața lui Marcel. Și totodată mai ușor cu hăhăiala cu el. Că în casa asta eu văd tot ce mișcă, crede-mă. Și mai ușor cu Marcel. Sfatul meu, da? Sunt momente în viață când, din lipsă de experiență, din teamă sau din neputință, iei decizii greșite. Însă aceste decizii te pot urmări și atunci încerci mereu să faci lucruri compensatorii. Dar în foarte multe situații, trecutul te poate ajunge din urmă și te lovește cu toată tensiunea și puterea acumulate în anii în care a stat ascuns. La doar 11 ani, Diana și-a pierdut mama, un șoc din care nu și-a revenit. Acum, la 17 ani, adolescenta și-a pierdut și tatăl. Simte că a rămas a nimănui. În Curtea de Argeș, orașul ei natal, o mai are doar pe mătușa sa, pentru că sora ei, Gabriela, mai mare cu 18 ani, locuiește cu soțul, Marcel, în București. Asta a fost. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Cum, nate, ai murit și tu pe frigul ăsta chiar cum nu ți-ai dorit, dar ce să faci? S-a chinuit prea mult săracul. Poate că e mai bine că l-a strâns Dumnezeu. Dar a mai suferit. Și a murit săracul și cu inima neîmpăcată. Dar nimeni nu-i nemuritor. Toți, toți ajungem aici. Păcat. Nu era chiar atât de bătrân. Putea să mai trăiască, dar dacă așa a vrut Dumnezeu și l-a luat, s-a dus după sorioara mea, săracul. Acum 6 ani mama mea a murit. Am rămas doar eu cu tată. Ne-a fost foarte greu la început, dar împreună ne-am descurcat și am reușit. Și eu ce mă fac acum? Mamă, nu mai am, tată, nu mai am. Gata. Stai liniștită, că sunt pe lângă tine. A murit mama, a murit tata și o să rămân pe drum la 17 ani. O să fie bine să vezi. Diana, nu o să, ai abia 17 ani. Nu o să stai singură, găsim noi o soluție. Ori te iau la mine, ori te ia Gabriela, vedem noi. Dar nu ești singură, să știi. Nu ai cum să rămâi singură, n-ai cum să stai singură, că ești încă un copil. Ce-i viața omului? Ca un frunză în vânt, omul. Muncești o viață, te sacrifici, vrei să ajungi cineva și uite unde ajungi. Unde mă duc acum? Care o să fie soarta mea? Cum o vrea Dumnezeu, așa o să fie. Eu nu am nicio putere. Deși n-ar trebui să plângem, pentru că moartea e o trecere, da? Te doare când te despoare de cineva drag. Hai să încercăm să mergem, că ne face rău. Haide. Da, și ne așteaptă și preotul. Hai, pa, tati. Haideți. Tibe. Dumnezeu să-l ierte.
Prea fragedă și prea afectată de pierderea părinților, Diana are nevoie de ajutor. Așa că Gabriela, cu o situație financiară foarte bună, se simte direct responsabilă. Gata, s-a terminat. Haide să mergem. Am terminat, gata. Vreau să vorbesc și eu cu tine puțin. Haide, zi, ce... Mai Marcel, eu nu o pot lăsa pe Diana aici. Adică? I-am promis lui tata că o să am grijă de ea și aș vrea să o luăm la noi. La noi? Da, la ce noi. Ce să faci cu ea la noi? Dar pare casa e aici, uite, e obișnuită aici, îți dai seama, are apartamentul de două camere, are pe mătușita, dacă are nevoie de ceva, la nici 200 de metri. Ce să facă ea la cu noi? Îți dai seama, nu e obișnuită, nu suntem noi obișnuiți, suntem obișnuiți să avem intimitatea noastră, e... Tu crezi că e așa de ușor? Nu e ușor deloc. Știu că lui Marcel nu-i convine situația, dar ce să fac? E sânge din sângele meu. Știu că nu e ușor, dar ce vrei să fac? Unde să o trimit la mătușii mea? Ăia sunt 5 în casă, stau 5 în două camere. Nu vreau să o las aici singură. Draga mea, bun, hai trecem peste faptul că ne strică intimitatea noastră. Dar tu nu-ți dai seama că ea nu e un copil mic de care să ai grijă să-l pui acolo, e lângă tine, nu știu ce, ai controlul lui. La 17 ani deja este adolescentă, cu hormon, cu nebunel, cu de-astea. Dacă o aduci dintr-un oraș mic, o aduci în București, tu-ți dai seama ce face? Sparge toate cluburile, toate discotecile, îmi vine acasă cu băutură, cine mai știe cum îmi vine acasă, face la ușă coadă cu bărbați, să duce toată liniștea acasă, să ce nebunia. Stai să o pândești noaptea, unde e, unde vine, unde doarme, ce a făcut, ce... Băi, nu e așa, știi cum sunt tinerii. Măi, Marcel, ea e încă minoră. Nu cred că e cazul să ne gândim la lucrurile astea și nici nu vreau să o las singură aici. Măcar până termină școala. Dă bacul și după aia mai vedem ce face. Eu la București, ea la Curtea de Argeș. Nu pot să am control asupra ei, așa că trebuie să vină cu mine la București. Înțeleg, Diana e un copil și nu poți avea cine știe ce pretenții la vârsta de 17 ani. Da, nici așa să o iau la mine și să o cresc eu. Bă, nu știu ce să zic, nu mi se pare ok pentru că ea e obișnuită. Aici e viața ei, tu nu-ți dai seama ce înseamnă pentru, sincer, pentru o fată să vină în București. Îi sucește mințile, mai ales că ea e vulnerabilă după nenorocirea asta. Îi sucește mințile cu totul, vede viața aia, vede ce se întâmplă, mama, am plecat, nu știu ce. Și exact ce nu-i trebuie acum este să pice dintr-unul într-altul sau să se ducă să apuce de alcool sau știu Doamne ce, ferește, alte vicii. Doamne, hai că te gândești prea departe. Băi, nu gândesc prea departe, eu văd ce se întâmplă cu tineretul, eu văd ce se întâmplă în oraș, eu văd că toată lumea o ia razna, nu mai știu părinții ce să facă cu copiii, la 12, 13, 14 ani, gata, nu-i mai controlez, nu mai fac nimic, rețele de socializare, după care ia la vârsta, ei spun, tu nu o să o prinzi acasă, casa se va transforma în hotel, ușa așa, pac, 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 exact ca la magazin o să fie, vino, dacă o să fie pe acasă, dacă nu, Dumnezeu știe, ai tu timp cu munca, cu regia casei noastre, cu tot, să stai să vezi unde e în fiecare moment? Știu că soțul meu și-ar fi dorit să avem un copil, dar nu s-a întâmplat până acum. Până la urmă, și Diana e ca un copil. Mă deranjează situația asta. Eu vreau să fac un copil al meu și să-l cresc pe el. Nu mă apuc acum să cresc neamuri. Marcel, uite, m-am gândit. Îi fac un set de reguli și o să vorbesc cu ea serios. Sunt sigură că o să mă asculte. Crezi? E sora mea mai mică. Păi și unde ai trăit cu ea ca să vezi dacă te ascultă așa la telefon când ne vedem din an în Paște? Normal că toată lumea e bună, se comportă frumos, ascult, e dor. Dar când stai cu cineva în aceeași casă, da, nici chiar noi ai văzut, n-avem tot timpul numai lapte și miere. Dar păi cu cineva care nu cunoști și la vârsta asta când îți zboară creierii oriunde, numai la lucruri serioase, nu. Hai mă, Marcel, măcar o perioadă, până face 18 ani. Eu nu sunt de acord cu acest lucru și răspunsul meu ar fi nu. Da, o iubesc pe nevastă mea și pentru ea fac treaba asta. Înțeleg că e o tragedie, e nenorocire și că nu-i face bine că a rămas singură, dar... Nu știu, e o perioadă scurtă. Dacă iese din cuvântul meu, eu îți promit că o aduc înapoi. Dar nu cred că va fi cazul. Hai, e sigur că o să-i fie mai bine așa și că o să ne descurcăm. Ai încredere în mine, o să fie bine. Să bine, fă-i bagajul și hai să mergem, că vreau să mergem... Starea așa aici. Hai că mă duc să vorbesc cu ea, da?
A doua zi, după ce și-a luat rămas bun de la părintele ei, Diana vine la București împreună cu Gabriela și cu Marcel, în casa cărora va locui de acum înainte. Harnică din fire și cu mult bun simț, încă din prima zi, Diana simte că trebuie cumva să răsplătească ajutorul primit și de aceea își găsește repede de muncă prin casă. Ce faci, soare? Neața! Uite, făceam niște cafea. Ce faci, mă? Te-ai apucat să faci curățenii? Da, de ce nu? Păi, de când ești trează? M-am trezit de dimineață, dar știi că așa mă trezesc, eu așa mă învățat mami. Doamne! Dar știi că nu trebuie să faci toate astea. Sper că nu v-am trezit sau nu ați auzit gălăgie. Nu, stai liniștită. Dacă ar vedea mama câtă mizerie are soră mea în casă, s-ar întoarce invers în mormânt. Auzi, dar nu ți se pare că e cam dezastru? Aoleu, zici că ești mama. Nu, dar... curățenie, nu... nu faci și tu. Păi când să le fac? Eu plec dimineața și mă întorc seara. Doar nu să le facă Marcel, că și el la fel are același program. Da, te cred, dar măcar acolo seara puțin când vii de la muncă, parcă ar fi necesar. Vine o doamnă o dată pe săptămână, dar... nu știu, mai fac și eu câteodată, sâmbăta, duminica, dar nu mă omor cu treburile astea, că n-am... Am observat. Tu ești ca mama, tu se vezi cu ea. Da, păi mama m-a învățat să fac de toate. Și chiar îi mulțumesc pentru asta. Acum și eu. Totul e plin de grăsime, e praf peste tot. Nu știu, nici măcar nu știu cum mănânc în condițiile astea. De fapt, stai că ei nu mănâncă, mănâncă în oraș. Calul de dar nu se caută la dinți. O primesc la mine în casă și vine să-mi facă observație pentru curățenie? Miroase a cafeluță, neața. Ce faci? Ai făcut cafea? Nu eu. Bună dimineața! Deci cu zâmbet pe bun să-mi spui că nu eu? Da! Dar ce-ai pus-o pe ea să facă? Ce? Ea a făcut, e trează de la șase. Chiar eu am vrut. E ok, m-am trezit de dimineață și așa îmi place să-mi încep eu dimineața. Vreau să ne impresionezi? Nu, chiar deloc. Sper că nu v-am trezit sau v-am deranjat. Dar stai, nu trebuia să te deranjezi, tu să faci cafea, că noi... Asta i-am zis și... Dar chiar nu este niciun deranj. La birou, la unde apucăm. Nu este niciun deranj, mi-a făcut plăcere. Îmi place cum miroase. Ai făcut-o la ibric, pasiunea mea. Auzi, n-ar trebui... Câte lingurițe de cafea ai pus la berceașcă? Două. Pe bune? Da. Ești de unde știi tu și tu nu știi să faci cafea? Ia, zi, ai vreo rețetă specială? Hai că nu știu să fac iar să nimic. Să faci și tu o cafeluță bună așa tu. Din când în când. Uite, m-am biat mirosul ăsta așa bine să mă simt acum. O să am o zi super. M-am prins de schemă. Pușoaica vrea să minte în grații și uite, încearcă și ea cu cafea, cu alea. Nu-mi pare rău că ai făcut cafea, sincer. Mă bucur. Da, dacă tot ai făcut acum, să știi că eu o beau cu lapte. Dacă tot ai făcut... Și eu cu frișcă. Sigur. Acum îi dăm comandă, unul așa, unul așa. Păi dacă tot a făcut, să facă până la capăt, nu? Dacă tot am ajuns aici, prefer să fac și eu una alta, să-i ajut și eu cu ce pot. N-aș vrea să rămân pe drumuri. Și diseră, ce să vă fac de mâncare? Hai că acum exagerezi. O să comandăm ceva și cam atât. Draga mea, chiar nu trebuie să dai peste cap. O cafea e una, e ok, e bine că ne trezim, dar noi... nu prea mâncăm în casă, că nu vrem să facem nici miros, nu ne place mirosul ăsta și nu avem timp, aia e mai grav. Comandăm ceva la birou, ne oprim la un restaurant, mai dăm o comandă acasă de mâncare gata făcută, stai să gătești acum, nu mai. Adică mâncați numai în oraș? Da, lipsă de timp, lipsă de știu eu ce, lipsă de rețete, poate că. Dar tu de unde ai învățat să gătești? De la mami. Păi și tu nu? Păi și eu nu. Da, ea n-are timp, mă. Diana, nu ce am să timp. Faci? Da, trebuie să înțelegem, doar că poți să-ți faci puțin timp, zic eu, pentru strictul necesar. Eu am o înțelegere cu soțul meu. Când avem timp, le facem pe toate. Când suntem la muncă, asta e, suntem la muncă. Suntem obosiți, stresați, n-avem noi chef să stăm să ștergem praful și să spălăm vase. Sau să mai facem mâncare. E, să te văd eu pe tine când o să te angajezi. Eu zic că o să mă descurc. E bine să știe să facă, e bine, dacă da, nu stă așa ca o mironosiță, e bine să pui de o cafea, e bine să înveți și de o mâncare. Nu experimenta aici că nu-mi place mirosul de mâncare și nici fumul negreală pe pereți.
Hai că mă grăbesc. Uite, eu o să beau cafeaua repede cu voi imediat, și... Imediat. Miroase prea bine, nu mai am răbdare. Da, ce drept. Eu l-am văzut pe cumnatul meu. E foarte parșiv. Lugu, dar de fapt, eu am impresia că nu mă place. La mine nu țin manevrele astea. Cel mai bine ar fi să-și vadă de treaba ei, de viața ei și să fie liniștită. Că altfel, casa aia mea, ușa ei. Așa, nu foarte mult, atât cât să... Gata, super. Mersi mult de tot. Cu plăcere. Hai să aveți o zi bună, vedeți ce prostii mai faceți. Și tu, papa. Pa. Vezi că o să vorbesc azi la școală, să vedem unde o să te înscriu. Ok. Unde te-ai gândit sau? Ce-ai gândit? Nu știu, un liceu aici, aproape de noi. Da? Mersi. Până să reînceapă școala după înscrierea la un liceu din București, Diana vrea să se facă utilă în casă și muncește ca o mică cenușăreasă. Mai mult decât atât, la doar 17 ani, ea este deja și o bună gospodină și vrea să-i arate surorii și cumnatului lucrul acesta. Bună! Bună! Ce mișto miroase! Da. Ce-ai făcut? Ai gătit? Da. Păi nu ți-am zis să nu gătești, că noi în casă nu gătim? Păi am vorbit cu surmea și m-a trimis la cumpărături și mi-a zis să cumpăr niște pizza din aia congelată și, nu știu, eu nu prea mănânc prostii din astea. Și am zis să vă gătesc eu ceva. Mă, adevăr că miroase bine și chiar mi-ai făcut poftă. Sper să vă placă, adică tu... Hai că mă schimb și vin și eu să fac. Ok. Mi-e rușine. Stau în casa lor, pe banii lor și să nu fac absolut nimic. Măcar așa o atenție, o mică curățenie, mâncare. Ce știu eu să fac mai bine? Și ce ai gătit? Păi am gătit o tocăniță, așa cum a învățat mami. Sper să-ți placă. A, și eu. Și mă servești tu, ca să fie așa totul... Păi te las pe tine, că... Da, sau? Ok. Hai că-mi iau eu, lasă că-mi iau eu, să vedem. Da, păi spui tu cât mănânci. Ce mai bine. Sincer, când mi-a zis nevastă mea să o aduc pe cumnată mea în casă, am luat foc. Credeam că o să o scot din baruri, de mână, dormind, amețită și că o să am numai probleme. Și ia uite, că de fapt ea face mâncare, e cu minte, e la locul ei. Tocănița? Mama asta m-a învățat. Ca de fiecare dată când bărbatul vine de la muncă, să găsească mâncare pe masă. Bună! Bună! Dar ce bine miroase! Mă bucur că-ți place. Bine ai venit, poftim la masă. Da. Haide cu noi. Vine acum, stai să mă dezbrac. Nu i-am zis, mă, să nu gătească. Ea zice că ai pus-o tu să facă mâncare. Nu, nu m-a pus ea, nu m-a pus ea. Ce-ai făcut drăguță? Bine, ai zis că ți-a dat bani să cumperi nu știu ce. Da, păi m-a trimis la cumpărături să cumpăr niște pizza din aia congelată și am fost alegerea mea, adică eu am decis să fac mâncare. Am făcut o gândită să le făcea mami. Dacă tot ai făcut. Mie îmi place cum miroase și poate că n-ar fi rău să miroase mai des în casa papa bun. Nu știu, poate găsești și tu un pic de timp, mai lași un pic de la serviciu, o jumătate de oră, ceva, să mai mâncăm și noi hrană caldă, făcută de noi aici. Dar știi și eu să fac, adică e foarte simplu. Doar știi că e rețeta lui mami și era preferată. Da, păi seamănă perfect. Păi hai să mâncăm, așa. Nu-i rău deloc. Vă las pe voi primi. Sincer, îmi pare foarte bine că nu m-au lăsat la curtea de Argiș. Nu cred că puteam să suport singurătatea. Dacă le-aș spune adevărul. Dar nu pot. Nu am cum să fac asta. Bă, e bun. Adevărul că e bun. Tochitura, cărnița, super. Mă liga un pic cocoloș și te-ai grăbit sau ce? Da, știu. Unde nu prea făceam bine, de ce zici că nu e și bun? E da. Bună la gust, dar așa, la aspect e un pic... Nu prea făceam acasă, dragă, acum aveți și tu să fie perfect totul. Uite, acum te învăț eu ca să fie totul perfect. Data viitoare, vezi cu sfoara se taie mamaliga ca să iasă cât mai... De poate poți să o faci și tu, că era o vorbă mare, ci că cei mai buni bucătari sunt bărbații. Da, eu cred că trebuie să înveți tu să faci asta ca să... Sper să vă placă. Ia să vedem cum e mamaliga. Nu uita să lași rețeta. Scriu. E bun. Știi că n-am știut niciodată să facem mamaliga. Merge. E ok. Dar prăjituri știi? Da. Tot de la mama? Da. Eu nu prea văd bine relația asta dintre ei doi. Chiar așa să nu facă nimic sormea? Nu știu ce să zic, nu știu cum acceptă el, dar... Tare mic o să plece. Sau cine știe. Ca bărbat, uite, mai simți nevoia din când în când o ciorbiță caldă, așa? Păi și dacă tu nu gătești? Noroc că, uite, s-a găsit sorta să gătească.
Ce prăjitură știi să faci repede și bine? Tiramisu. Mm. E preferatul meu. Și al meu, să știi. Da? Mai de mine. O să-ți fac. Chiar te rog. Okay. Dacă mâncarea am zis că nu sunt de acord, că nu vreau miros, dar să știi că tiramisu... Și ăla mi se bine, nu că am omăliga. Ești sigură? Da, sunt foarte sigură. Și câte pofte mai ai pe ziua de azi? Ca să își facă o listă, să știe ce să facă. Păi, dacă tot face lista, o să facă și tiramisu ăsta și să știe că mie îmi place cafeaua cu lapte. Sunt maniac după dulciuri, tiramisu mai câștigat, gata. Iar tu ar trebui, din când în când, nu știu, să stai măcar cu ea 20 de minute dimineața înainte să pleci sau când te întorci, ca să-ți reamintești, că înțeleg că am învățat mamii pe amândouă. Iar tu ar trebui să mănânci în continuare, că parcă ți-ara foame, nu? La masă nu se vorbește. Chiar mie. Face fix ce nu fac eu și se pare că foarte bine. Și dintr-o dată Marcel a devenit impresionat de rețetele de gătit, de ciorbe, de toate felurile de mâncare făcute în casă. Ceva nu mi-a lăsat bine. O nevastă trebuie să știe să calce, să facă curățenie, să facă de mâncare, să întrețină un bărbat. Și dacă tu nu faci toate chestiile astea, eu zic că o să plece. Mai faceți o mâncărică bună. Mai terminăm o școală. Exact. Dar studiem un pic. De ce te... Nu te grăbi cu mâncărică. La vârsta asta stai cu minte că nu-ți trebuie absolut nimic altceva decât să-ți vezi de treaba ta. Corect. Și să te acomodezi aici, să-ți fie bine. Noi nu punem presiune pe tine. Școala trebuie să iasă bine. Modestia și hărnicia Dianei l-au cucerit pe Marcel, dar Diana mai are și alte aturi. Și încă ce aturi? Mai pot să zic ceva? Am rămas mască, ca la circ. Credeam că... că înveți. Ești ok? Da, făceam puțină gimnastică. Vreau să întreb dacă e nevoie de ceva, dar... ești pasionată de sport, da. Yoga sau ce faci? Gimnastică. Foarte frumos. Eu nu vreau să impresionez pe nimeni. Fac gimnastică de la 9 ani și e ceea ce îmi place mie să fac în timpul liber. Mulțumesc. Da, acum te întreb că mi-ai zis că mama voastră v-a învățat rețete, v-a învățat și sport așa sau știe cumva și Gabi să facă așa? Păi Gabi nu prea știu dacă știe ea sau ce a învățat ea, pentru că a plecat de la 18 ani de acasă și nu prea mai știu Nu știe, din păcate. Gătește, spală vase, face curat, face ordine, face exerciții fizice, sfoara, lumânarea. Pare perfectă. Oare ce mai știe să facă? Poate iarăși așa o mișcare, două, că sportul nu face rău la sănătate și mai chiar apoi deloc. S-o mai văd și eu pe aia așa mai sportivă, mai vivace, că toată ziua birou, mâncare nu, sport, nu... Lasă că o să fac eu cu ea. Bravo, îmi place. Ai tot felul de calități. Pentru mine chestia asta e normală. Nu vreau să te interpreteze nimic altceva. Mai știi și alte mișcări așa? Să știi că nu se vede rău. Nu, îmi place. Sunt impresionat. Mulțumesc. Mai sunt exerciții din alt? Cum e? E de yoga? E de deep gimnastică. Relax? Sau cum? Gimnastică. Vrei să-ți arăt? Eu vreau. Ce? Dacă am nu te singură. Deranjează, vreau să văd. Dacă ar ști și Gabi să fac așa, nu mi-ar mai trebui nicio mâncare. E foarte frumos. Da. E urgent? Bine. Continuă, ce să... Okay. Ce ai atâtea haine? Ce faci cu ele? Cum ce fac cu ele? Mă îmbrac cu ele. Păi da, uite, multele ai... Nu știu, mi se par mie sau sunt identice. Stai mă puțin, fata asta chiar merită. E... la locul ei, e frumoșică, e cu minte, are viitor în față, face mâncare, face curat, face aia, da, face aia. Da, le face pe toate, foarte bine. Și a avut o educație foarte bună. Nu mă deranjează că văd că Marcel o privește cu alți ochi acum. Până acum nici n-a fost de acord să o luăm la noi și acum Diana sus și Diana în jos. Ce vrei să spui cu asta? Să nu spui că e la ce mă gândesc eu. Am o prietenă bună în Iași care m-a ajutat să te transfer la școala de asistente. Și cred că este cel mai bine așa, că văd că-ți dorești în continuare să te depresezi. Știi de cât eu mă doresc. Am vorbit să stai la internat. Dacă nu-ți convine la internat, găsim o chirie. Cum ai să te simți tu?
Doamne! Eu nu am avut curaj să spun adevărul sau să fac dreptate, dar sper ca tu să poți. Diana, fiica mea cea mică, nu este fiica mea și a soției mele. Este fiica Gabrielei. What? Între timp, Diana a reînceput școala și se pregătește pentru bacalaureat. Ar vrea să facă o școală post-liceală și să devină asistentă, dar mai este până atunci. Deocamdată, ea nu poate să se comporte decât ca o fată în casă, cum se spune. Bună! Ce faci? Ți-am adus astea. Astea le-am aerisit și nu știam unde să le pun. Hai, lasă că le pun aici pe pat. Și astea ți le-am spălat, ți le-am călcat și ți le-am pus pe umeraș. Pune-le aici pe umeraș, că vreau să-mi caut, să văd cu ce mă duc și eu în oraș. Am o întâlnire mai târziu. Poți să te întreb ceva? Da, zic. De ce ai atâtea haine? Ce faci cu ele? Cum ce fac cu ele? Mă îmbrac cu ele. Păi da, uite, multele, nu știu, mi se par mie sau sunt identice. Diferă culorile. Dar da, care e problema? Diferă culori. Nu știu, ai prea multe haine. Adică ce faci cu atâtea haine? Păi ce să fac? Crezi că mă duc în fiecare zi la muncă îmbrăcată la fel? Ce zici de rochie asta? E foarte frumoasă. Face și mie. Și care e faza? Unde vrei să bați cu discuția? Că nu înțeleg. Păi îți place ceva? Dacă îți place ceva, poți să iei, să te îmbraci. Nu am nicio problemă. Mi se pare că ai prea multe haine și mi se pare că investești prea mult în haine. Eu am vrut să fac un bine, să o știu pe Diana aproape de mine. Totuși, avem același sânge. Dar văd că toate astea se întorc împotriva mea. Păi și de ce mă duc la muncă și muncesc atâtea ore? Ca să nu-mi permit măcar strictul necesar, să zic așa, al unei femei? Da, ai dreptate, doar că na, mie mi se pare exagerat, adică... În București nu e nimic exagerat, draga mea. Aici haina face pe om. Să te duci așa pe stradă îmbrăcată ca vai de tine, nu te bagă nimeni în seamă, crede-mă. Da, probabil nu sunt eu obișnuită sau nu știu, ai văzut, eu am venit cu un troller, într-un troller mi-au încăput toate bagajele, adică... Deci, sormea are 3 dulapuri pline cu haine și toate hainele mele încap într-o valiză. Oare e corect? Păi cred și eu. La cât de zgârcit era tata? Ei, bine. Stai liniștită că bani aveați. Aveam grijă în fiecare lună să trimit bani. De când sunt pe picioarele mele, niciodată nu v-am lăsat. Să știu. Da, doar că, vezi tu, nu am văzut tot timpul, poate... Banii sau toți banii ăia, știi? Adică eu nu am multe haine. După cum ai observat, am 5 bluze, 3 perechi de pantaloni, cu încălțări de vară, încălțări de iarnă și 2 perechi de sandale. Stai liniștită că o să ai și tu, nu e problemă. Și dacă vrei să iei ceva de la mine, poți să iei dacă îți place, orice, n-am nicio problemă. E prea târziu pentru regret acum. Poate ar fi trebuit să fac lucrurile altfel. Important pentru mine este viitorul Dianei și să fie liniște în casă. Care îți place de aici? Vrei să vorbesc? Asta. Ia să vedem cum se... Stai drăguță și e și un material frumos. Da, da, identică cu cealaltă, dar culoarea diferă. Ce contează? Într-o zi ești pe gri, într-o zi ești mai galbenă. Depinde de stare. E super drăguță. Da, și văd că-ți vine bine. Mulțumesc, chiar e super drăguță. Poate o să ți-o iau. Poți să iei, stai liniștită, că nu mă deranjează. Și poate să mergem și noi la cumpărături, să-ți luăm și ție ce-ți place. A muncit. Eu zic că s-a îmbogățit de când s-a căsătorit cu Marcel. El cred că e stâlpul. Cât e ceasul? Aoleu. Păi, unde te duci? Avem programare la coafor și la unghii. Păi, de ce ce vrei să-ți faci? Trebuie să te duci sau de ce? Păi, și plec cu... Părul ăsta în cap, așa, nu vezi că stă... Păi și tu te duci la coafor, că... E normal că mă duc la coafor, dar nu să stau eu acasă să mi le fac singură, să pierd o grămadă de timp. Păi de ce poți să ți le fac eu dacă vrei? Dar de unde știi tu să faci tot asta? Le-am învățat de pe net. Serios? Da. Și unghii. Tu mai bine îi pune mâna și ai învățat pentru bac, da? Ca să nu ne facem de râs în fața lui Marcel. Și totodată mai ușor cu hăhăiala cu el. Că în casa asta eu văd tot ce mișcă, crede-mă. Și mai ușor cu Marcel. Sfatul meu, da? Hai, te pup, vorbim. Ce treabă am eu cu Marcel? Nu înțeleg de ce s-a luat de mine. Ce-i în capul ei? Am 17 ani, bărbatul are 40. Ce crede că o să mă dau la el?
Și apropo, dacă tot ești aici, aranjează tu lingeria pe pat, da? Ok. Hai, o zi bună. Pa, pa. Pa, pa. Regretele Gabrielei și posibila gelozie pe Diana aduc niște semne de întrebare în această poveste. Oare venirea la București a mătușii va clarifica lucrurile? Vom vedea. Ce faci? Ce să fac? Mă mai întreb și ce fac. Vin și eu pentru prima dată la București să-mi fac și eu niște analize mai de finețe, că la Curtea de Argeș nu găseam să-mi fac și tu mă chem să ne întâlnim la Cârciumă, mă, și Gabriela. Ce voiai, mă, cum ce voiam? Păi am înțeles că ai o situație bună, că ai o casă frumoasă, dar ce credeai, că mănânc din ea? Ia loc un pic să-ți explic de ce nu te-am chemat acasă. De ce nu m-ai chemat? E frumos să-ți dai neamul la o parte. Aoleu, pe bună, știi cum mă simt? Și înghețată și vai de capul meu. Am stat acolo la panalize. Hai, lasă că o să bem ceai cald, dar ieși și strevii, nu mai fi atât de nervoasă. Nu e frumos, Gabi, nu se procedează așa. Și ce așa să fac, să te chem acasă unde e Diana? Da, de ce nu? Sunt mătușa ta, nu sunt cineva străin să ne întâlnim la o cârciumă oarecare. Și cum puteam eu să vorbesc cu tine acasă, cu Diana pe cap? Dar ce, de ce? Dar de ce? O trimiteai undeva. Unde s-o ce trebuia să stea în gura noastră să audă ce vorbim noi? Lasă-mă că și pereții au urechi în casa aia. Ce vrei să zici eu și pereții au urechi? Ce? Ce s-a întâmplat? Am probleme cu Marcel. Ce probleme? Diana, de când a venit, așa, gătește, spală, face curat. Și ce-i rău în asta? Te ajută, eu i-am spus. Eu am învățat-o, stă sub acoperișul vostru, trebuie să fie și ea de ajutor. Plus că sora mea așa a învățat-o. E mică, dar știe să facă de toate și bravo ei. Da, bravo ei. Nici pe mine nu mă deranjează lucrul ăsta. În schimb, mă deranjează că văd că Marcel o privește cu alți ochi acum. Până acum nici n-a fost de acord să o luăm la noi și acum Diana sus și Diana în jos. Ce vrei să spui cu asta? Să nu-mi spui că e la ce mă gândesc eu. Să nu-mi zici că e ceva între ei. Nu știu, Doamne ferește. Nu pot să spun asta cu certitudine, dar nu aș vrea să se ajungă până acolo. Dar ce mai exact? Ai văzut ceva? Semne? Se pare că e prea... prea după Diana. Prea Diana în sus și Diana în jos. Dar nu poți să știi că oamenii se mai schimbă, mai ales bărbații. Nu poți să ai încredere în ei. Dar știi ceva, Gabi? Fii cu ochii pe ei, 24 din 24. Vezi ce se întâmplă. Semne, chestii, ceva. Că asta eu știu. Eu nici pe Diana o știu. Îți dai seama, eu vin, plec dimineața și vin seara. Am și programul ăsta tâmpit. Nu știu, tu ce zici? Să vorbesc cu Marcel? Ai, mă, că bărbații, ce să mai discuți cu el? Că la ce-mi spui tu, nu mai e de discutat cu Marcel. Nu văd nici pe el omul, dar nu se știe niciodată. Nu vreau să ajung în situația aia în care să... Doamne ferește! Da, situația e... E cam gravă. La ce-mi spui tu... Înseamnă că nu cunosc suficient pe Diana. Într-un fel așa mă bucur că văd că... Alo? Da, da, da. Da, eu sunt. Ce problemă? Ce s-a întâmplat? Da, sigur, o să vorbesc cu soțul meu și o să venim la școală. Ok. Sigur. O zi bună, la revedere. Mă sună de la școală. Da? Ce s-a întâmplat? Că vrea profesorul de matematică să vorbească cu noi. Ce Dumnezeu i-a mai fi făcut copila asta? Nu știu. Bă, chiar îmi pare rău că ți-am sugerat să o iei la voi, nu știu. De ce nu-i fi luat-o eu la mine? Că ne descurcam noi. Da, nu-mi dau seama ce s-a putut întâmpla. Și la școală și acasă și... Păi, nu știu, ți-am zis. Ți-am zis, n-am ce să zic, face toate lucrurile alea, le face, calcă. E vretnică, dar nu-mi place atitudinea lui Marcel. Îngrijorați că Diana a cauzat probleme, Gabriela și Marcel merg la școală, iar expresia lor trădează regretul că au adus-o pe adolescentă în casa lor. Da, într-adevăr, am rugat pe doamna directoare să fiți chemați
să discutăm referitor la sora Sper noastră. Sper că n-a făcut nimic rău. Exact cum am bănuit. N-au trecut nici două săptămâni și ce prevedeam că o să înceapă problemele, iată, că ne-a chemat la școală. Nici nu vreau să știu ce a făcut. Prin venirea ei la noi la București, respectiv la școala noastră, la liceul nostru, în cele două săptămâni de când dumneavoastră este prezentă, a rămas impresionat prin felul în care este foarte receptivă, știe să rezolve diverse probleme de algebră, geometrie, încât sunt plăcut impresionat. Asta da, bănesc că ați mai întâlnit. Da, mai sunt eleve în clasă, dar sora dumneavoastră, Diana, e deosebită. Decât să intre în belele așa cum așteptam, chiar că e bine să fie prima și să fie super deșteaptă. Sincer, m-a luat un pic prin surprindere. Eu am crezut că are probleme și că nu o să intre nici măcar în bac. Eu vă recomand să o trimiți la Cambridge. Cambridge? Da, o universitate de mare prestigiu pe care Diana da, sigur, se va pregăti. Ar putea face față. Adică nu e un efort intelectual pentru ea. Nu, deci chiar e genial. Chiar da. Deci nu este un efort, deci poate să se pregătească foarte bine la această universitate. Singurul lucru este din punct de vedere financiar, dacă reușiți să o susțineți. Eu, din punctul meu de vedere, până la terminarea studiilor... Deci părerea dumneavoastră, clar, Cambridge, susținută financiar, ea intelectual da, face față. Face față, da. Face față. Fără mamă, fără tată, fără meditații și alte lucruri de pregătire extraordinară. Și ajunge genială să fie la Cambridge. Mamă, e de admirat. Mă bucur că am luat alegerea să o aducem la București. Aș putea să o susțin. Dar va fi departe de mine. O să ne vedem din ce în ce mai rar. Nu știu dacă pot să fac asta. Eu o susțin până la terminarea studiilor și referitor la BAC, deci nu sunt probleme, ea va lua cu brio BAC-ul și așa cum am discutat, deci pot să fac acest pas la Universitatea din Marea Britanie. Eu sunt uluit, geniu, e bravo ei și să... Nici n-am cuvinte. Da. Eu zic să ne mai gândim un pic, că totuși Marea Britanie nu e București, e departe. Da, cu atât mai mult, dar pentru un geniu, cred că la Cambridge e locul potrivit pentru a învăța. Și totuși ar trebui să ținem cont și de ce vrea ea să facă. Sigur că trebuie să discutați și dumneavoastră cu ea, dar din punctul meu de vedere am purtat anumite discuții. A rămas să mai gândească, până termină școala. Domnul profesor, noi vă mulțumim din suflet că ne-ați chemat, că ne-ați spus. E într-adevăr o veste super și să sperăm că o să luăm hotărârea care îi va aduce numai bine. Să luați hotărârea finală și se merită. Vă mulțumim. Și vă mulțumesc. Toate cele bune. La revedere. Cu minte, harnică, cu mult bun simț, frumoasă și genială. Acesta pare a fi portretul complet al acestei tinere cu care soarta a fost deopotrivă crudă, dar și generoasă prin calitățile cu care a înzestrat-o. Chiar nu vine să cred, soarta geniu. Îți vine să crezi? Unde mă gândeam eu și ce mă gândeam? Vezi, am judecat și eu ca un om superficial oamenii și mă gândeam că cine știe ce asta e și că nu... ca toate celelalte care mănâncă cluburile pe pâine. Geniu, frate. Așa Cambridge și... University. Tu-ți dai seama? Gândește-te la ea. Gândește-te la ea unde poate să ajungă. Păi nu mai zic financiar. Mă gândesc la ea și poate să studieze și în România. Nu trebuie să plece tocmai acolo. Și ce ajunge aici? Păi și ce bani o ținem acolo? Asta era problema ta? În loc să te gândești la ea? Da, normal. Cu ceva? Păi, din ce știu, e vreo 20.000 de lire taxa. Poate puțin mai mult acolo. Da, ce mare chestie. Uite, terminăm cu fițele, nu mai schimbăm mașina ta, că și așa e încă nouă. 5 ani e super. Băi, o fi sora mea, dar eu banii de pe mașină eu nu-i dau ei pentru studiile astea. Și în primul rând nu vreau să plece atât de departe. Sora mea va face ce zic eu, nu ce vrea bărbatul meu, să fie clar.
Eu știu că în momentul ăsta Gabi nu-și permite decât să o întrețină pe sorsa așa ca de obligație. Dar e păcat că e sânge din sângele ei. Stai mă puțin, fata asta chiar merită. E la locul ei, e frumoșică, e cu minte, are viitor în față, face mâncare, face curat, face aia, da, face aia. Le face pe toate, foarte bine. Și a avut o educație foarte geniu. Bună. Dar parcă ai fi geloasă pe ea, ce-i cu comportamentul ăsta? Te bucur așa de... Nu-mi dau seama ce e cu tine, uite, mă bucur eu, vreau eu să o sprijin, să o ajut, băi, mă, ai auzit ce a zis-o? Da, mă bucur pentru ea, este foarte deșteaptă, foarte cu minte, toate calitățile le are. Dar eu nu-i dau banii mei pentru studiile de acolo. Și nu vreau să plec acolo, pur și simplu. Egoist. Nu vreau să o știu atât de departe. Poate să se înscrie la o facultate la București și aici avem... Și în altă ordine de idei, ea nici nu vrea să facă... Ce era asta? E în inginerie și nu mai știu ce alte calcule matematice. Mă, Gabi, foarte deschisă, ce ai, ochelari de cal. Și mai ales că vorbim de soară ta. Omul e genial, se duce la Cambridge University, carieră. Cine știe unde ajunge de acolo? Carieră internațională, bani, liniște. E un om deosebit, ce nu se obținem aici așa și face aici și ce ajunge? Ea vrea să facă, ea vrea să devină asistentă. Ea vrea să studieze medicină. N-are nicio legătură cu ce spune profesorul ăsta. Ca să fii asistent nu trebuie să faci medicină. Medicina o faci dacă să ajungi medic. Băi, n-are asta nicio relevanță, ea vrea să fie în domeniul medical, nu lasă-mă, înțelegi? Dragă, în pace, ea e genială, ce să facă în domeniul medical asistentă? Să plimbe sculele pe holul spitalului și să ia microbi? Da, a venit un străin, a zis două vorbe și acum gata, eu să-i fac viitorul lui sora mea, cum zice unul străin. Și măcar ea nu vrea. Te recunosc, tată, ce se întâmplă cu tine? Nu înțeleg pe nevastă mea, parcă ar fi invidioasă. Cum? Ar trebui să se bucure, sora sa e o fată deșteaptă, e chiar genială, poate să facă o facultate cu care are un viitor. Nici eu nu mă așteptam la așa ceva, dar nici la reacția lui. În halul ăsta? Ce se întâmplă absolut nimic, dar eu nu sunt de acord să cheltuim atâția bani pe studiile lui sora mea de la o facultate care nici nu-i place și nici nu s-a gândit să facă nu asta. Nu trebuie să-i placă, fata e geniu. Asta merge de la sine dacă merge. Omul ăsta crezi că vorbește așa, bă, în dodi? Nu-ți dai seama cu cât are de-a face, cu câte creiere are de-a face și dacă a descoperit unul la 1 milion... Tu te opui acasă să fie asistentă, să mănânce puțin. O ciorbă, să plimbe... Păi lasă-mă cu nebunia asta, că nu mă interesează. Deci sora mea nu vrea să facă asta. Ai o reacție foarte ciudată. Și tu mă enervezi maxim. Ai o reacție ciudată. Pe ceva care ea nu-și dorește. Ce nu înțelegi mai mult de atât? Nu, da, eu o să o susțin în ceva care să-i placă și să fie bună la asta. Nu o trimit eu acum după spusele unui profesor. O fi genială, da, nu neg asta. Dar nu-i place lucrul ăsta. Și dar nu de o unde o știi tu așa? Că nu-i place? Dacă eu o susțin și o voi fi alături de ea să facă chestia asta, dar cum? Oricine ar face așa ceva. Eu mi-aș reproșa dacă n-aș face. Și cred că ție ți-ar părea și mai rău, mai ales că e sorta. Ai avea păi mustră. Tocmai că o cunosc mai bine decât tine și știu ce vrea să facă. Păi cum o cunoști? De unde o cunoști? Când a murit mama noastră, ea așa? A spus clar și răspicat că vrea să fie asistentă. Sau medic. Nu știm. O să vedem ce o să vrea să facă. Păi și eu vreau să fiu președinte de țară, dar am abilitățile Hai, și calitățile necesare pentru a fi președinte? La început nici nu vrea să ia în casă cu noi și acum e dispus să-i plătească și meditațiile și facultatea? Pe bune? Mă uit la Diana și parcă mă văd pe mine tânăr, dornic, să învăț, să fac, să ajung cineva în viață. Numai că pe mine nu m-a susținut nimeni. Acum ar fi normal ca eu, dacă pot, să o susțin pe ea, nu? Să facă ceva. Eu sunt ferm convins că părinții tăi ar fi vrut să o ajuți și să o susții. Și eu ce fac? Nu asta fac de când a murit tata? Te mulțumești tu prea puțin și atât. E ca și cum faci ceva, hai ca să fie făcut, că bă, aveam o obligație, gata, treacă, meargă. Nu e vorba despre asta. De când a murit tata, ce am zis că fac? Mă angajez să o întrețin, să iau tot ce are nevoie, strictul necesar. Nu să-i dau acum toți banii mei, să plece ea în Anglia. Doamne ferește, eu să știi că o susțin și o să plece. Bine, pentru mă, că un om atunci. De genul să ăsta se naște să ne foarte noi. Rar. Haide, sigur ne descurcăm. Din motive greu de înțeles, Gabriela refuză să-și sprijine sora și nici măcar nu are o discuție cu ea despre cele spuse de profesorul de matematică. În schimb, face o altă mișcare. Diana? Da? Ce faci? Uite, învățam puțin. Bravo! Am o surpriză pentru tine. Mergem în vacanță? Nu, dar am aranjat în așa fel lucrurile încât tu ai să mergi la școala de asistente de la Iași. Nu pot să cred! Ba da. Nu, deci nu, dar cum? Dar cum? Ce ai făcut? Uite, simplu. Hai să stăm un pic jos. Să-ți explic. Am o prietenă bună în Iași care m-a ajutat să te transfer la școala de asistente.
Și cred că este cel mai bine așa, că văd că dorești în continuare să te doresc. Știi de câte mă doresc. Vreau să mă uit la mine și să fiu mulțumită de un singur lucru, că am ajutat-o să facă ceea ce își dorește. Am zis că până dai bacul, să ai timp să te acomodezi cu colegii, am vorbit să stai la internat. Dacă nu-ți convine la internat, găsim o chirie. Cum ai să te simți tu? Doamne! Deci da, vreau să știi că vreau să fii în siguranță acolo și să-ți placă unde stai. Și o să te susțin, o să te ajut cu tot ce pot, până ai să termini școala și după aia, dacă vrei să revii în București să-ți găsești de lucru, ok. Dacă Doamne, îți mulțumesc mult de tot, iubesc rău de tot. Deci nu pot să cred că ai făcut asta pentru mine. Mi-am dorit să fiu asistentă de când eram mică, mai precis de când era mama bolnavă. Le-am promis părinților mei că voi avea grijă de ea, dar mi-am promis și mie că toată viața o voi susține și voi avea grijă de ea. Tu ești sora mea mai mică și te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc mult pe tine. Părinții noștri nu mai sunt, așa că eu o să fiu ca și mama ta. Și vreau să te ții de treabă, să înveți, o să te susțin. Stai liniștită, poți să ai încredere. Vreau să-ți fie bine, vreau să am grijă de viitorul tău și nu vreau să treci prin tot ce am trecut eu. Nu vreau să te chin. Mulțumesc mult de tot și nu știu, îți rămân datoare. Nu e vorba că ai făcut asta pentru mine. Nu ai nicio datorie față de mine. Eu am o datorie față de tine. Și o responsabilitate foarte mare pe care mi-o asum. O să fie bine, să vezi. Atât doar, să înveți și să te ții de treabă, da? Îți promit. Bine, și orice problemă, orice, la orice oră, mă suni și o rezolvăm. Sigur. Mulțumesc mult de tot. Cu drag, meriți, ești un copil bun. Cred că am înțeles de ce sora mea vrea să mă țină la distanță. Din cauza lui Marcel. Dar eu n-am nimic cu omul ăla. Când pot să plec? Când vrei tu. Da? Păi cât mai repede, zic eu. Dacă vrei... Poți să pleci cu trenul sau te duc eu cu mașina, cum preferi. Nu mai contează. Poți să-mi fac bagajul? Da. Mulțumesc! Trebuie să plece din casa asta. Așa e cel mai bine. Pentru viitorul ei și pentru familia mea. Diana apreciază enorm că va putea să devină asistentă, dar nimeni nu i-a spus că ar fi putut să studieze medicina tocmai la Cambridge, unde, contrar celor spuse de Gabriela, există facultate de medicină, dar Diana este fată modestă și nu știe că, de fapt, este genială. Însă Diana nu este totuși chiar naivă și a dat seama că a fost îndepărtată de sora ei. Chiar și așa apreciază că a trimis-o la Iași, cât de frumos este caracterul Dianei. Odată cu plecarea Dianei din casă, viața de cuplu a Gabrielei și a lui Marcel revine la normal. Bărbatul nu mai insistă să o ajute pe sora mai mică a soției, iar soția pare a fi împăcată cu decizia de a-și trimite sora departe, până într-o zi. Marcel, te-am văzut un om corect, un bărbat cu simțul dreptății și mai ales cu frică de Dumnezeu. Sper să nu mă înșel. Eu simt că nu mai am mult pe această lume și nu vreau să plec de aici neîmpăcat. Eu nu am avut curaj să spun adevărul sau să fac dreptate, dar sper ca tu să poți. Diana, fiica mea cea mică, nu este fiica mea și a soției mele. Este fiica Gabrielei. What? Sunt de-a dreptul șocat. Cumnata mea e fiica soției mele. Cum așa, mă, Găbiță? Gabriela, la 16 ani, a rămas gravidă cu un băiat de aici, de la noi. Nu mai contează cine este. Părinții băiatului nici nu au vrut să audă nici de copil, nici de nimic. De frică să nu se facă de râs, au luat tot și s-au mutat cu toți în Italia. Iar noi am rămas cu un copil, cu un copil ce avea să vină.
Eu și soția mea am fost oameni cu frica lui Dumnezeu și ne-am gândit că dacă Dumnezeu a lăsat să se întâmple asta, înseamnă că are el un scop și atunci am hotărât să luptăm, să o ajutăm pe Gabriela. Gabriela avea 17 ani când a născut. Era un copil cu un copil în brațe. Eu am hotărât ca minunea să se numească Diana. Oh, și ca să nu stricăm viața Gabrielei și să ne facem de râs nici noi, nici ea, soția mea, care a fost cadru medical, a știut cum să învârtă situația și a declarat-o pe Diana ca atunci când a născut, ca fiind aici când a născut-o. Așadar, în acte, eu și Maria mea suntem părinți, dar în fața lui Dumnezeu, Gabriela este mama. Am trimis-o pe Gabriela la București de la 18 ani să învețe să ajungă cineva ca să o poată susține pe fiica ei când noi nu mai suntem. De atunci Gabriela s-a înstrăinat de noi, ne-a întors spatele și a ținut legătura numai cât trebuia pentru bani și cât de tare mi-este frică de faptul că așa s-a îndepărtat de noi, se va îndepărta și de fata ei. Și Diana nu merită asta. Diana merită să fie susținută, este un copil tare bun. Nu am putut să-i spun adevărul, poate nici nu ar trebui să-l spun, nici nu știu cum e mai bine, dar știu că trebuie să fie alături când noi nu o să mai fim. Gabriela este orgolioasă, încăpățânată, dar e fată bună și iubitoare și te iubește din toată inima. Iartă-o că ți-a ascuns trecutul ei și găsiți o soluție pentru Diana. Iartă-o că ți-a ascuns trecutul și găsiți o soluție pentru Diana. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu drag, tata socru. Să fii iubit și de Dumnezeu. Doamne. Scrisoarea dezvăluie adevăruri incredibile, iar odată aflate, nimic nu va mai putea fi ca până acum. Lucrurile încep să prindă contur în mintea lui Marcel. Diana, fiica mea cea mică, nu este fiica mea și a soției mele. Este fiica Gabrielei. Gabriela la 16 ani a rămas gravidă cu un băiat de aici, de la noi. Ție nu ți-e rușine, mă, fată? Ce spune, de ce ții? Până ce moartea ne va despărți, suntem de 10 ani împreună, aveam senzația că ne știm, că suntem unul și același. Și când colo cum, sau cu dușmanul în casă, am o căsnicie cu cine? Măi, ce cu cine? Cu un străin? Când aveam 16 ani, m-am îndrăgostit de băiatul șefului de post, de la noi din sat. Și am rămas însărcinată. Nu am putut să-i spun mamei mele nimic, nici nu mi-am dat seama că mi s-a întâmplat lucrul ăsta până a fost prea târziu ca să mai pot să fac ceva. Prea târziu să ce? Prea târziu să scap de copil. Și unde e copil? Copilul ăla ești tu. Soțul Gabrielei este un bărbat echilibrat și foarte rațional. Rar își pierde cumpătul și mereu preferă să analizeze lucrurile la rece. Însă acum nu se poate. Bun, dar dacă n-a făcut dreptate în timpul vieții, ce acum ar trebui să o fac eu? Ție nu ți-e rușine, mă, fată? De ce ții? Până ce moartea ne va despărți, suntem de 10 ani împreună, aveam senzația că ne știm, că suntem unul și același. Și când colo cum? Sau cu dușmanul în casă, am o căsnicie cu cine? Măi, ce cu cine? Cu un străin? Ne știm de 10 ani, de 6 suntem căsătoriți. Cum poți să mă privești așa acum și să mă întreb ce am? Dar stai puțin, ești o străină, cum ai putut să fii în halul ăsta? Ce ai făcut cu Diana? A? Ia spune. Ce-i cu Diana? Spune-mi, te rog frumos. Am dreptul să știu după 10 ani. Seară de seară împreună în pat, la firmă. Peste tot împreună. Vai, iubitule, cât ne iubim. Da, aia... este adevărat. Da? Eu i-am făcut așa lucrurile pentru Diana, așa, ca ea să studieze și să fie la ea și să devină asistentă. Asta. Bă, nu vine să cred că tu pe o ai câtă nesimțire și în ceasul al 12-lea. Dar adevărul, nu te mai țipa așa. Ce am făcut? Că i-am asigurat fetii viitorul, ce vrea ea să facă și nu ce spune unul străin, un profesor de matematică. Bă, oprește-te un pic, te rog frumos, și gândește-te ce m-am mins de 10 ani. Gândește-te un pic, cine-i Diana? E sorta? Mă uit pe față, nici o urmă de regret, nici o urmă de nu știu, piatră, fără ezitare, așa, nu simte nimic. De unde știi? De unde știu? Da.
Cum? De unde știu? Asta e problema ta? De unde știu? Aici e problema ta? De unde știu? Băi, cum ai putut să fii om, mă, să te uiți în primul rând la tine în oglindă în fiecare dimineață când te trezești, încă minți? Că mă minți, că ai construit ce? Că n-avem nimic, credeam că avem o relație, o căsnicie, o prietenie, o colaborare, un parteneriat. Facem firmă, facem casă, facem tot. De-aia n-ai vrut să ai copii, că de fapt nu-ți plac copiii. Ce ai făcut? Ai abandonat-o? Nu, ți-ai bătut joc de aia, ai lăsat-o acolo? Nu, n-am abandonat-o. Ai lăsat-o niciodată acolo, i-ai lăsat și pe părinții, i-ai lăsat pe toți. Și ai venit să te realizezi tu la București. M-ai fraierit pe mine. Mai, băi, cum ai putut să faci așa? Ce fel de om ești? Cum poți să faci așa? N-ai niciun fel de scuză. Cum să lași un copil? Aveam 16 ani, ce vrei să fac? Nu este o scuză. Tu crezi că eu am vrut să o lași și să plec? Nu este o scuză, instinctul de mamă e la orice vârstă, mai ales la 16 ani. Nu, nu e. Ba trebuia să-ți dai seama că n-ai făcut ce ai făcut. În primul rând ai făcut mizeria asta să lași copilul, să-l abandonezi, să pleci departe de ca și cum nimic nu s-a întâmplat, să-ți repari viața fără să te uiți în urmă, ca și cum nimic nu există. Sunt convins acum că ea s-a căsătorit cu mine nici de cum din iubire, din interes. A vrut să o ajut, a vrut să parvină, a vrut să o susțin pe ea și pe familia ei, că nu-și permite. Tu nu ești mamă, mă, de-aia cum... Păi de-aia n-ai făcut copil pentru că ai abandonat deja unul și nu mai vrei să faci unul cu mine. Din tot ce a fost și tot adevărul, uite adevărul. Ia uite adevărul, ia uite-te aici. Ia uite, eu îmi doresc să-mi văd nevasta gravidă și de fapt uite că mi-o văd, dar nu cu mine. Și nici măcar n-a avut curajul să-mi spună poftim. Ia uite ce e acolo. Săracul, taică tu, eu mă bolnăvi și pe el și pe maică ta, te rog să vezi ce am aici, că nici nu om nu mai sunt, da? Pe patul de moarte, omul era pe ducă și a trebuit să-mi scrie mie, disperat că i-ai abandonat și pe ei și pe fita. A, n-a și putut, nu ți-a scris tot el, el m-a trimis pe mine la București? N-a putut să se ducă pe lumea cealaltă cu conștiința grea, a vrut să se ducă omul cu conștiința curată spunând adevărul. Numai tu persiști în minciună. După 4 ani, hai să zici, bă, nu m-a luat încă de nevastă, nu pot să zic. Dar bă, înainte de căsătorie, dacă n-ai putut în aia 4 ani de relație și dacă nu m-ai cunoscut măcar după câteva luni, puteai să zici ceva. Puteai să încerci apele, uite, știi, dar ce părere ai de să sunt mame, sunt femei care poate au un copil, nu știu, bă, într-o discuție, ești femeie, presupun că ești inteligentă, că de-aia suntem împreună. Atât de inteligentă și, bă, încât m-ai făcut, eu nu știu lângă cine trăiesc. Aia e realitatea. Lasă-mă să-ți explic măcar. Ce să-mi explici? Ce? Ce să-mi explici? Că nu e sorta, e fita? Cum asemenea minciună? Cum te suporți? Lasă-mă puțin să-ți explic cum am stat lucrurile. Să te mai, cu ce să te mai explici? Cu ce să te mai explici? Tu nu înțelegi, aveam 16 ani, nu aveam dreptul la nicio părere, eu nu am făcut ce am vrut eu, eu am făcut ce au vrut alții. Și în 17 ani câți ani are ea? Ți-a luat atât de mult timp încât nici acum, dacă nu era scrisoarea asta... Nu mai aveam ce să fac. Nu mai aveai ce să faci, nu? Nu mai ai ce să-mi explici. Ai avut 10 ani la dispoziție de explicație. La revedere. Noi n-avem nicio relație. N-avem nicio căsnicie. N-avem nimic. N-am avut nicio secundă nimic. Știi ceva? Divorț. Pentru că altceva nu e nicio altă soluție. Păi cum? Simplu. Divorț. Ascultă-mă, te rog! Da, orice om cu un caracter integru ar proceda ca Marcel. Dar oare măcar acum Gabriela a înțeles ceva din toată această poveste? Da, sunt vinovată. Dar la fel aș proceda și a doua oară. Diana, fiica mea cea mică, nu este fiica mea și a soției mele. Este fiica Gabrielei. Gabriela la 16 ani a rămas gravidă cu un băiat de aici de la noi. Nu mai contează cine este. Părinții băiatului nici nu au vrut să audă nici de copii, nici de nimic. De frică să nu se facă de râs, au luat tot și s-au mutat cu toți în Italia. Iar noi am rămas cu un copil. Cu un copil ce avea să vin. Eu și soția mea am fost oameni cu frica lui Dumnezeu și ne-am gândit, dacă Dumnezeu a lăsat să se întâmple asta, înseamnă că are el un scop. Și atunci am hotărât să luptăm, să o ajutăm pe Gabriela. Gabriela avea 17 ani când a născut. Era un copil cu un copil în brațe. Tată, deci tu ești de vină. Dacă tu nu ai avut curajul, atunci o să-l am eu. Diana va afla că e copilul meu
și toată lumea va afla adevărul. Marcel se simte trădat, mințit, înșelat. La fel ca Diana, pe care a chemat-o de urgență la București, este o victimă a unui adevăr prea mulți ani ascuns. Un adevăr despre care mătușa celor așa zise surori nu este străină. Nu știu de ce ne-am mai adunat și ce rost mai are să fim acum aici, să discutăm ce să facem, să... Nu găsesc rostul întâlnirii astea nicicum. Ba da, Diana trebuie să știe adevărul. Ce adevăr? Sunt convins că trebuie să știe, dar nu cred că e cazul acum în formatul ăsta despre... Despre ce este vorba? Din păcate nu ține de mine să-ți spun aceste lucruri, pentru că sunt mult prea dureroase. Dar sunt aici de față persoane care cunosc toată povestea. Ok, persoana aia să spună ce are de zis. Până una alta trebuie să afli și altceva. Marcel vrea să divorțeze. Cum să divorțezi? Să divorțezi? Marcel, de ce vrei să divorțezi? În principiu, motivul ai fi tu, Diana. Eu? Tu. De ce sunt eu motivul? Eu ce ți-am făcut eu ție? Pentru că în moment... Stai puțin, ești motivul. Dar în momentul ăsta, atât eu cât și tu, noi suntem victime. Corect. Victimele cui? Nu și eu vreau Diana, să-ți spun ție motivul. Diana, te rog, spune adevărul. Te-ai dat la el? Cum să mă dau mătușe la adică el? Credeți, Atunci, domnul, adică o credeți în stare pe nepoata dumneavoastră să Doamne, poată așa ceva? Doamne, oamenii se schimbă, ce să mai... Da, mătușe, cum să mă crezi în stare de așa ceva? Mă cunoști de atâta timp, știi ce educație am? Am 17 ani, el are 40 de ani. Păi și atunci de ce vrea să divorțeze? Când oamenii ăștia se iubesc, când oamenii ăștia se conțin, când oamenii ăștia au realizat ceva de... Bă, mătușe, ai nebunit, cum să crezi așa ceva? Tu ai venit aici să le strici căsnicia. M-am dat eu la tine, ți-am făcut eu ceva. Diana, dar recunoaște. Am greșit eu cu ceva față de tine. Căsnicia perfectă, nu? Da. Din afară așa se și vede, de ce o acuz pe Diana? Că nu știu, sar pe ea așa... Păi de ce vrei să divorțezi din cauza mea? Că spus, nu înțeleg. În momentul ăsta ești o victimă colaterală. Victima cui? Așa nu este ca și când ai făcut ceva greșit și sincer, pe mine mă uimește reacția mătușii tale. Diana, îți face bine să spui adevărul. Dar și pe mine nu înțeleg de ce m-am pus. Și face bine ca și dumneavoastră să spuneți adevărul. Sau Gabriela să spună adevărul. Eu divorțez pentru că... Ce adevăr să spună Gabriela? Un adevăr foarte dureros pe care l-ați îngropat bine de tot. Și ați sperat că nu se va afla vreodată, dar Marcel a aflat. Nu am îngropat niciun adevăr. Cine ce-a... E suficient să-ți explic spune doar ce ai aflat. Că sunt vreau să știu ce ai aflat. 10 ani de minciună, 6 ani de trăit într-o căsnicie care părea perfectă și de fapt era vreau o iluzie. Iar tu, cred că 17 ani de viață, ai trăit și tu într-o altă iluzie. Doamna Gabriela, chiar nu ce aveți iluzie, nimic de spus. Adică, vedeți unde merge discuția? Mătușa dumneavoastră o acuză pe Diana că cecă. Mătușii, nu cred că ai văzut să mă acuzi pe mine de așa ceva. Păi, nu știu ce să mai cred dacă eu aud că oamenii ăștia vor să divorțeze, că Marcel vrea să divorțeze. Dar de ce vine în cap asta? E un copil cu minte. Uite că vine orice în clipa. Ți-a dat un exemplu. Tot din cauza mea, pentru că eu la un moment dat am crezut că între voi... E altceva. Tu vorbești adică serios? Tu ai crezut că eu mă dau la el? Tu vorbești tu de asta serios? De asta m-ai trimis pe mine la Iași? Ai crezut că mă dau la bărbatul tău? Ți-a fost frică că ți-l fur sau ce? Ăsta e unul din motive, dar nu e numai asta. Te-a trimis la Iași că-ți voia binele, că tu vrei să te faci asistentă. Cum? Da. Sora ta are o gândire trunchiată, deformată, bolnavă, pentru că a văzut în tine... Ce ar trebui să facă o soție? A văzut că ești atentă. Adică a văzut, este geloasă pe mine. Dar nu o mai bulversați și dumneavoastră. A văzut că faci mâncare, a văzut că faci ceea ce ea nu face. Și atunci probabil că alături de alte probleme care au dus la ceea ce se întâmplă acum și la un adevăr mai trist, au făcut să pară această căsnicie perfectă, au făcut-o de fapt să pară altceva. Și de fapt, Marcel, Diana are tot dreptul să știe adevărul și nu o mai bulversați. Nu bulversez, asta este un adevăr. A spus sora ta și știți bine la ce mă refer. Iar eu toată viața am făcut ce au vrut alții și nu ceea ce am gândit eu și ce am vrut eu cu adevărat să fac. Bine, asta poate până la un punct, nu-i așa? Că de la un punct încolo ați devenit femeie în toată firea. V-ați căsătorit. Au trecut ani, a venit înțelepciunea. Sau nu? Este foarte greu să vorbești despre niște lucruri. Când alții te-au împins să faci ceva ce tu nu-ți doreai și ajungi într-un punct în care nu mai poți să dai înapoi. Și exact. Nici nu știi dacă să spui sau să nu spui. Dar spune, Gabi, dar ce ai de zis? Spune ce ai de zis. Gabi. Toți așteptăm să ai... Ce are de zis? Sau de fapt doar eu aștept. Că doar s-a tăit în minciună
un număr de ani s-a distrus o căsnicie. Ce minciună, măi, Marcele, ce minciună! S-a distrus o viață pe care s-a acoperit-o cu toții și știți foarte bine. Haideți, domnul Iernă, ce am acoperit, că n-am acoperit deci nimic. Deci toată lumea știe ceva ce eu nu știu. Întreabă, te rog frumos, pe Gabriela. Pentru că ea trebuie să spună adevărul. Ea este sursa acestor probleme. Ce adevăr să probleme. Spună? Nu are de spus niciun adevărul adevăr. Adevărul gol-goluț. Ei. Și acum vrei să strici tot, nu? Ce se strice? Oricum se strică. Din contră. A stricat tot nu în momentul nimic. În care a ales drumul ăsta al minciunii. Atunci s-a stricat. Minciunea are picioare scurte. Spune odată ce ești de zi. L-am ales eu. Lăsați-mă să vorbesc și să vă spun. Asta așteptam. Dacă era alegerea mea și decizia mea să ajung în situația asta, da, putea să săriți toți în capul meu, dar nu este așa. Atunci spune cine este vinovat și ce se întâmplă, că sunt singura persoană care nu știe. Spune-i, Diane, spune adevărul, dacă nu mai ai răbdare. Avea 17 ani dreptul să găsești un moment să știe? Aveam dreptul 10 ani. Sau măcar soțul dumneavoastră? Hai, 4 ani n-am fost căsătoriți. Bă, nu știu, mă las, dar măcar înainte de căsătorie. Cum te, să te poți să te arunci cu cal? Las, bă, că stai prob. Îl fac eu. Bă, ei, hai să vedem, că dacă mă iubește, mă accept. Foarte proastă despre Gabriela. Și prost. Ei, vorbesc. Te rog să tași că ți-ai stricat și nepoata și ți-ai stricat și bă, bă. Hai, te rog frumos că vorbești mult și foarte. Pe ocolite, nu mai ocoli subiectul. Spune-ți odată ce aveți de zis. Subiectul este foarte clar. Ție trebuia să spună, să găsească un moment în 17 ani să spună ceva, iar mie în 10 ani trebuia să-mi spună, mai ales înainte de căsătorie, să-mi spună ceva și să-și asume responsabilitatea și riscul totodată de a avea o viață dreaptă, corectă, fără minciună și de a nu intra într-o căsnicie cu minciuni și cu bile negre în spate și față de tine, da, sora ei, să-ți ascundă 17 ani un adevăr trist și dureros. Și dar cu cum ați putut, că cum nu ați eu vreau putut să trăi spun. Atâta timp, bine mersi, fericită, că bănuiesc că ați fost fericiți, nu? Cum? Știați că frică. Diana este bine, nu? Și asta... Da. Și asta mă liniștea. În schimb, în ceea ce îl privește pe Marcel, nu am putut să-i spun asta. Mi-a fost frică. La început... Cum poți să te urci în pat cu cineva cu care ți-e frică timp de 10 ani? Cum poți să-l strângi, să-l privești în ochi, să-l iubești, să-l iei în brațe și să ai senzația că totul e perfect și că merge... E o minciună asta, nu te-ai gândit că... Dați să înțelegem, v-a fost frică că dacă afla adevărul, se ajunge unde se ajunge acum? Exact. Se ajunge unde s-a ajuns acum, la divorț? Eu nu mai înțeleg nimic. Trebuie să-i spuneți Dianei adevărul. Nu există ce o altă adevăr? Cale. Spune-mi. Nu aveți cum să mai dați înapoi în acest moment. De ce nu vrei să-mi spui? Când aveam 16 ani, m-am îndrăgostit de băiatul șefului de post de la noi din sat. Și am rămas însărcinată. Așa, și? Nu am putut să-i spun mamei mele nimic, nici nu mi-am dat seama că mi s-a întâmplat lucrul ăsta până a fost prea târziu, ca să mai pot să fac ceva. Prea târziu să ce? Prea târziu să scap de copil. Și unde e copilul? Copilul ăla ești tu. Adică tu nu ești sora mea, tu ești fata mea. Înțelegi? Nu, cum adică? Da. Ai mei când au aflat, mama a făcut în așa fel încât tu să fii trecută ca fiind copilul lor. Bineînțeles că la noi în sat toată lumea a început să vorbească, burta se vedea, lumea bârfea, tata nu a suportat și a trebuit să ne mutăm de acolo. Dar tatăl copilului? Tatăl copilului nici nu a vrut să audă. Ei au crezut că vreau să mă bag în familia lor, că îmi doresc să le iau banii sau nu știu. Pur și simplu au negat orice. Și au plecat de acolo, au plecat din țară. Ori eu am rămas cu tine. Iar eu nu am vrut să renunț la tine. Numai că după ce te-am născut, un an de zile am stat cu tine, atât. Tata m-a trimis la București să îmi fac o viață, să te pot crește. Am muncit, am studiat, am reușit să-ți trimit bani lunar. Niciodată nu am uitat de tine, să știi. Și tot timpul am vrut să știu că ești bine și că ai tot ce trebuie. Și tot ce am făcut a fost pentru tine. Pe urmă l-am cunoscut pe Marcel. Am avut de multe ori intenția să-i spun, dar mi-a fost frică. Pur și simplu amuțeam, nu știam cum să-i zic și dacă e bine să-i spun. Gabriela, tu ți-ai bătut joc de mine? Nu, niciodată. Deci spune-mi, te rog, că e o glumă. Spune-mi că, nu știu, ce-i cu povestea asta?
ăsta este adevărul. Nu pot să cred așa ceva. Diana, nu e o glumă, din păcate ăsta e adevărul. Nu are cum să fie asta adevărul. Cum adică să fii tu mama? Cum să fii tu mama? N-ai cum să fii tu mama? Eu te-am născut și bunica te-a crescut. Nu, deci nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred așa ceva. Deci tu... De ce m-ai mințit? Nu a fost alegerea mea să te mint. Cum să nu fie alegerea ta, că tu mi-ai dat viață? Așa au fost părinții, m-au trimis la București și mi-au zis ca niciodată eu să nu spun ție lucrul ăsta. Și tu te-ai luat după ei, eram copilul tău, tu mi-ai dat viață, tu m-ai născut. Și eu eram ca tine atunci, ce puteam eu să fac? Bun, dar au trecut ani. Ați ajuns femeie în toată firea. Aveați lângă dumneavoastră un bărbat matur. Nu e chiar atât de ușor, Ernest, și... Tata încă era în viață. Eu nu înțeleg de ce a făcut asta, dacă el mereu mi-a zis mie să nu spun și ăsta să rămână secretul poate familiei. Că oamenii, când ajung în acel moment în care își dau seama că nu mai au mult de trăit, realizează greșelile pe care le-au făcut în viață și vor să le îndrepte. Dar și dumneavoastră ați crezut că ce? Nu se va afla niciodată? Că e mai bine așa? Ce a fost în capul tău? Ce a fost în capul tău să faci așa ceva? Nu știu, consideră că așa e bine dacă tata zice să fac așa, așa să fac. Ce e bine să-ți abandonezi copilul, să dar pleci? Dar nu te-am abandonat! Diana nu te-a abandonat. Dacă te-a abandonat, te lăsa la un orfelinat, da? Și până la urmă nu ești singurul copil crescut de bunici. Mulți copii sunt crescuți de bunici, da? Dar măcar acei copii știu că sunt crescuți de bunici. Așa este. Gabriela, cum să fii tu mama mea? Deci nu pot să cred așa ceva. Deci nu există, nu se poate, nu. Nu știu, eu am avut de multe ori intenția să-i spun, chiar și ei. Când ai avut intenția să-mi spui? Când te-ai uitat în ochii mei și mi-ai spus că o să-ți fiu ca o mamă și... De multe ori și vedeam multe lucruri la tine pe care și eu le făceam când eram mică. Diana, tu trebuie să fii conștientă că dacă eu nu găseam acum, nu-mi parvenea scrisoarea... Nu vreau să mai aud nimic! De la bunicul tău, te rog, nu știam niciun. Nu vreau să mai aud nimic, deci nu vreau să mai aud nimic! Diana! Diana! Diana, ce vrei? Diana, ce vrei? Vreau? Stai să-ți explic. Ce să-mi explici? Ce să-mi explici? Să-ți spun de ce... Ce să-mi spui? Ce să-mi spui? Diana, știu, ai tot dreptul să fii furioasă, dar noi la vremea aceea așa am considerat că e bine pentru tine. Ce anume e bine pentru mine? Să nu știu care e mama? Ce e bine pentru mine? Dar tu ce ai fi făcut, Diana? Tu ce ai fi făcut dacă erai în locul ei? Ce aș fi făcut eu? Avea vârsta ta atunci. Nu mi-aș fi abandonat copilul. Diana, avea vârsta ta. Da, la vârsta mea nu mi-aș fi abandonat copilul. Copilul meu. Gândește-te că nu te-a abandonat la un orfelinat. Totuși ai fost crescută de bunicii tăi. Și te-au crescut frumos, nu crezi? Spune. Altceva. Ce altceva ce? Nu ai cum să-ți abandonezi copilul, deci nu ai cum să-ți miști tu ca mamă. Am făcut-o ca să te protejăm. Cum să te prefaci tu ca mamă o viață? Dar nu s-a prefăcut. Dar ce a făcut? Și-a bătut joc de mine? Nu și-a bătut joc de tine, Diana. De ce nu vrei să înțelegi? În mod normal, în momentul în care ne-am calmat, ar trebui să facem o familie toți trei și să fim o familie și să acționăm ca o familie. Pentru că mi-am dorit copii întotdeauna. Dar vom vedea exact după ce ne calmăm și după ce rezolv lucrurile cu ea. Vreau să vorbești cu ea, vreau să o calmez pe ea. Îmi pare rău pentru toată durerea care a fost între noi. Și îmi pare rău că te-am mințit și pe tine. Și vreau să cred că te iubesc din tot sufletul meu și vreau să mă ierți pentru tot. Ți se pare ok? L-ați crezut pe soțul dumneavoastră în stare să vă înșele? Nu. Nu și atunci știu. De ce ați trimis-o pe Diana la Iași, cât mai departe? Nu știu, mi se părea că se uită altfel la ea de la M-am o vreme. Uit altfel la ea? Da. M-am uitat admirativ că e un copil cu calități, că profesorii ne-au spus că putem să o trimitem la Cambridge, că e un geniu. M-am oferit să o sprijin. Tu n-ai fost de acord să-ți iau banii de la mașinuța ta ca să nu o sprijinim pe ea și ai trimis-o fără știrea mea la Iași. Eu m-am uitat admirativ că știe să curețe pe jos, știe să facă o mâncare, știe să facă X, Y. M-am uitat că poate înveți ceva
Nu să faci în fiecare zi, dar măcar așa o surpriză. Dar cum să faci așa ceva când tu, timp de 10 ani, este te uitai liniștită în ochii mei și îmi spuneai că mă, nu judec, îți spun niște fapte reale, întâmplate. Asta nu-s judecăți. Sunt fapte reale întâmplate între noi. Cum mă uit eu acum la tine, așa te-ai uitat tu la mine timp de 10 ani în fiecare zi. Te iubesc, dragul meu. Nu ai cum să-ți abandonezi copilul, deci nu ai cum să crezi tu ca mamă. Am făcut-o ca să te protejăm. Cum să te prefaci tu ca mamă o viață? Dar nu s-a prefăcut. Dar ce-a făcut? Și-a bătut joc de mine? Nu și-a bătut joc de tine, Diana. De ce nu vrei să înțelegi? Eu am trăit cu speranță. De fapt, ce speranță? Am trăit cu o durere în suflet că mama mea a murit, tatăl meu a murit. Și s-a aflut că nu, că mama nu-i moartă. De fapt, bunica mea e moartă, nu? Ce-i asta? Ce-i asta? Ce Diana înțelege asta? Că ea a rămas însărcinată la o vârstă atât de fragedă. Dar fragedă. Nu mă interesează explicațiile voastre, vrei să înțelegi că nu mă interesează? Tu îți dai seama că toată lumea o bârfea, tu îți dai seama câtă rușine aveau să îndure și bunicii tăi și ea la fel. Adică rușinea lor e mai importantă decât mine, decât sufletul meu, decât... Dar nu trebuie să fii chiar atât de supărată pentru că bunicii tăi te-au crescut bine. De ce totuși ați ales să o trimiteți la Iași, departe? Adică până la urmă, nici în momentul în care a venit în această casă și ați văzut că copilul dumneavoastră, da? Crescut de către părinții dumneavoastră, are aceste calități, este gospodină, vrea să ajungă ceva în viață. Când ați văzut că soțul dumneavoastră vrea să o susțină, de ce nu ați crezut că acela ar putea fi momentul oportun să o luați de la zero, să spuneți adevărul? Ați trimis-o la Iași. Și dacă nu se întâmpla ca tatăl dumneavoastră să trimită această scrisoare, mai stătea 3-4 ani la Iași, după care ce? El ar fi vrut să plece ea în Anglia, eu nu aș fi vrut să plece acolo, pentru că știu foarte mult ce își dorește să facă. Și mi-am dorit pentru ea să Măi, ești egoist, ai mințit ca să-ți fie ție bine, ai trimis copilul la Iași ca să-ți fie tot ție bine, să nu fie prea departe, în loc să te gândești că, de fapt, din moment ce ți-au spus profesorii că e un geniu și are toate șansele să ajungă cu o carieră internațională și dacă eu m-am oferit să-i susțin financiar studiile, cum te numești altfel decât un egoist? Dar de ce vă miră? Ea s-a bucurat foarte mult când a auzit de ceea ce am făcut eu pentru ea la Iași. Ea asta și-a dorit să păi facă. Pe asta ai profitat. Puteai să-i deschizi ochii. Băi, poți să ajungi om cu renume internațional la capacitatea ta intelectuală. De ce să-i pui tu capacul și să-i dai în cap? De ce vă miră, domnul Marcel? Și după ce că ați stat atâția departe de ea, acum aș fi fost și mai departe de ea. Diana, înțelege. Gabriela te iubește. Te iubește? Cum mă iubește? Cum mă iubește? Vreau să știu și eu cum mă iubește. Cum își arată femeia asta iubirea față de mine? Diana, de-aia te-a și luat la ea. Să te aibă aproape. Mă, tu știi ce mi-a putut zice femeia asta? Ce ți-a putut mama, zice? Știi ce mi-a putut zice mama? Ce ți-a putut aici zice? În casa asta, aici în casa asta, știi ce mi-a putut zice? Ce? S-a uitat în ochii mei și mi-a spus că o să fiu ca o mamă pentru tine. Și s-a uitat ce în ochii în mei asta? Și mi-a spus cuvintele astea. Păi așa simțea ea, așa a simțit așa să simțea ea ce, să mă mintă în față, să se uită în ochii mei și să-mi spună o să fiu ca o mamă pentru tine. Chiar nu s-a trezit instinctul acela în dumneavoastră? Chiar nu v-ați gândit, hei, e copilul meu? Când ați văzut că omul acesta vă înțelege, când ați văzut că vă este aproape, că puteți să vă bazați pe el, când l-ați cunoscut în adevăratul sens al cuvântului? Am intrat în panică. Am crezut că la 17 ani poate să pățească ce am pățit eu, că se poate îndrăgosti de tine. Și nu vroiam să se întâmple lucrul ăsta, totuși e copilul meu. Și e mai presus de tine. Îmi pare rău că te-am mințit. Te iubesc. Ei, nu mă poți iubi. Termină, nu mai spune cuvântul ăsta. Ba, te iubesc. E un fel ciudat. Te iubesc, dar te mint. Tocmai asta e. Te-am mințit pentru că nu am vrut să te pierd. Deci tocmai asta ai făcut. Dacă tu vrei să divorțăm, atunci îți respect decizia. Dar Diana este copilul meu și e mai presus de orice. Bănuiesc că o iubiți pe Gabriela. Normal că o iubesc. Nu m-aș fi căsătorit cu ea, iar fiecare zi care trece într-o căsnicie nu face decât să... Pentru că iubirea nu dispare așa. Exact. Nu. Nu dispare așa. Gabi, stai un pic. Ce vrei? Ce faci? Unde pleci? Mă duc să-mi fac bagajul. Gata așa sau ce?
da, nu ai zis că divorțăm, că totul s-a terminat? Păi și te-am dat afară din casă. Legal încă suntem căsătoriți și cred că spiritual și emoțional nu s-a tăiat încă nimic cu forfetă. Eu cred că o hotărâre corectă ar trebui luată după ce ne calmăm, după ce clarifici lucrurile cu Diana și după ce ne liniștim un pic și vedem lucrurile altfel decât la fierbinte, la nervi și la suferințe. În mod normal, în momentul în care ne-am calmat, ar trebui să facem o familie toți trei și să fim o familie și să acționăm ca o familie. Pentru că mi-am dorit copii întotdeauna. Dar vom vedea exact după ce ne calmăm și după ce rezolv lucrurile cu ea. Vreau să vorbesc cu ea, vreau să o calmez pe ea. O să încerc și eu să o calmez și să explic altă latură decât cea pe care o vede ea acum de om trădat, de om părăsit, om abandonat, om mințit. O senzație pe care am trăit-o și eu în momentul în care am citit scrisoarea și am văzut poza. Vrei să vii cu mine acum să vorbim cu Diana? Hai să liniștim copilul, nu știu mai întreba, hai. Ce cauți aici? Ți-am zis că nu vreau să te văd? Diana! Ce cauți aici? Diana! Liniștește-te o secundă, da? Nu vreau să o văd! Știu nu vreau să mă liniștești și nu vreau Diana, să o văd! Ascultă-mă un pic, da? Știu că nu vrei să o vezi, înțeleg perfect, nu vrei să o vezi, nu vrei să o auzi. Da, nu merită în clipa asta. Arată puțin maturitate și înțelegere și discută cu mine, da? Discuți cu mine, eu nu ți-am făcut okay. Nimic, da? Ok? Bun. Hai să privim un pic lucrurile din altă perspectivă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat față de tine în primul rând și față de mine? Este un lucru extrem de urât din partea oricui, cu atât mai mult din partea ei. Sunt de acord cu lucrul ăsta. Am stat și m-am gândit foarte bine. Foarte bine, mă. Reacția pe care o ai tu acum, gândește-te că am avut-o eu. Da? După 10 ani în care stai lângă un om, zi de zi, noapte de noapte, la servici, da? Și în toate momentele, mai bune, mai rele, am avut senzația că mă înghite pământul în momentul în care am citit scrisoarea lăsată de bunică după patul de moarte. Am înnebunit când am citit. Nu-mi venea să cred. Deci te înțeleg. Ție nu-ți venea te să crezi? Te înțeleg că ai reacția asta. E firesc să ai reacția asta. Ție nu-ți venea să da, crezi? Da, mie. Ți-am spus să trăiești cu un om 10 ani în fiecare secundă aproape și să de fapt să-ți dai seama că ești lângă un străin și nici măcar un străin, un om care te-a mințit 10 ani. Da, uite-te bine. Te-a mințit. Te-a mințit. 17 ani de zile te-a mințit. I-a fost frică. Nu sunt mulți oameni care au deschiderea să înțeleagă sufletul unei femei. Nu sunt mulți oameni care au deschiderea să înțeleagă că trecutul e trecut și că unii oameni pot greși în tinerețe. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Acum ai nervi, plângi, descarcă-te că e normal. Asta am spus și eu. E normal ce se întâmplă, să ai reacția asta. Dar tu ascultă-mă. Are dreptate, Diana, ascultă. Eu am fost mințit, am fost trădat. Dar m-am gândit la un lucru. Băi, femeia asta nu m-a trădat cât a stat cu mine la modul că s-a dus cu altcineva, a venit cu alt copil. Asta s-a întâmplat la o vârstă când era singură și n-avea minte în cap. A avut grijă de tine, de fapt. Cum? În fiecare lună, pentru că mi-amintesc, noi am trimis bani la bunicii tăi, care erau presupușii tăi părinți. Ție, surorii ei, care de fapt erai fiica ei, să te știe de bine. Să știe că nu-ți lipsește nimic. Nici mâncarea, nici îmbrăcămintea, nici nevoile, nici grijile, nimic. Dar cum putea, dacă a intrat în cercul ăsta vicios, să spună adevărul? Pentru că risca să te piardă și pe tine, risca să mă piardă și pe mine. Fii atentă, de bine, de rău, oriunde te-ai duce în lumea asta, nu ai pe nimeni, decât pe noi. Iar ea chiar este mama ta adevărată, e sângele tău. E greu, îți propun să ne privești ca pe prieteni. Lasă-ne să încercăm, uită-te un pic la mine, știu că te doare și pe mine m-a durut. Nu sunt taică tu, dar țin la tine ca și la copilul meu pe care mi l-am dorit dintotdeauna. Vreau să înțelegi un lucru. Nu trebuie să accepți lucrul ăsta acum. Vreau să fii doar tolerantă, să iei în discuție și în gândire varianta de a te liniști. E normal să suferi. Dă-ți timp ca rana asta imensă să se vindece și dă-i o șansă. Dă-i o șansă, ia-ne ca pe prieten la început, pentru că noi suntem singurii pe care îi ai și care îți vrem binele, amândoi îți vrem binele. Timpul va rezolva lucrul ăsta. Gabriela este orgolioasă, încăpățânată, dar e fată bună și iubitoare și te iubește din toată inima. Iartă-o că ți-a ascuns trecutul ei și găsiți o soluție pentru Diana.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îmi pare rău pentru toată durerea care a fost între noi. Și îmi pare rău că te-am mințit și pe tine. Și vreau să crezi că te iubesc din tot sufletul meu și vreau să mă ierți pentru tot. Și cum ți-am zis și atunci, vreau să fiu lângă tine și vreau să te susțin în tot ceea ce vrei să faci. Și nu vreau să răspunzi acum, dar trebuie să te gândești că ai pe mama ta, e vie, e lângă tine, va fi de acum încolo tot timpul. S-a dus rău, a fost. Lasă-ne să te ajutăm, lasă-ne să te sprijinim, lasă-ne să-ți fim prieteni. Așa începe totul, cu o prietenie. Lasă-ți ție timp ca să te vindeci de toată durerea asta și lasă-ne nouă timp ca să-ți arătăm că ținem la tine. Am avut parte astăzi de o poveste cu un mare impact emoțional și cu un sfârșit dătător de speranță. Diana merită un cămin, merită afecțiune și protecție și merită sprijin să ajungă nu o asistentă, ci un medic de renume. Foarte probabil îl va avea. Pentru că Marcel va ști cum să repare din marile greșeli ale soției lui. Și dacă am ajuns la Marcel și la Gabriela, nu aș insista pe vinovăția evidentă a femeii. Altceva aș vrea să spun. Și anume că, spre binele tuturor, dar mai ales al ei și al fiicei sale, Gabriela ar face bine să își prețuiască, să își respecte și să își asculte cât poate ea de mult soțul. Dacă nu ar fi fost el, s-ar fi ales praful de toți și de toate. Bună dimineața, iubire! Bună, ce faci? Bine, tu ce faci? Știi foarte bine că tu ești cheltuitoare. Și ăsta e sportul tău preferat. El poate să te întrețină? Știi ce-mi place cel mai mult la tine? Ești o mamă extraordinară. Mulțumesc. Chiar mă bucur. Chiar mă bucur din tot sufletul meu și îmi place cum te porți și cu Vlăduț și chiar aș vrea să facem și noi. Asta mă roade pe mine. Știi că l-am mințit. Da. L-am mințit și nu știu cum aș putea să-i spun acum adevărul. Și păpușa, ce faci, fata? Îți era dor de mine? Mă iei în brațe, nu mă săruți, nu mă... Ce cauți aici? Ce pot să caut? Am venit acasă. Fii pe treaba asta a noastră, pentru că am discutat, am vorbit, ai văzut. Am discutat o chestie. Păi... Nu ți-am scăpat degeaba. Poți să-ți alegi iubirea către altcineva, nu mă interesează, dar pune punct, pune stop. Dacă vrei, te ajut în orice domeniu pe care vrei tu. Dar relația cu fata mea încetează. Ok. O să cer de soție. Ce să faci tu? O să cer de soție. Bă, băiatule, tu n-ai înțeles? Tu n-ai o limită, n-ai înțeles că fata asta e măritată?